Exact cum Nae Ionescu spunea cândva, când exalta acele Erlebnis, trăirea filozofică, dacă vreți să faceți filozofie și să înțelegeți ideile, mergeți pe stradă, pipăiți pomii sau priviți mersul femeilor, exact avem aici un eseu superb despre mersul grația femeii. Avem un eseu la fel de superb despre fotografie și despre chipul pe care vrem să îl dăm. Am să vă spun pe scurt cele două criterii pe care le-am avut în minte atunci când am ales aceste 10 eseuri și nu altele. Primul criteriu a fost dispoziția pe care am avut-o atunci când le-am scris. Cred că ceea ce rămâne dintr-un text este încărcătura lui sentimentală dincolo de ideile și nuanțele pe care le pui în el. Chiar dacă o să vi se pară frivol și ușor cabotin sau curtenitor față de sexul feminin, am ales aceste texte pentru că în privința lor am primit ecouri favorabile din partea femeilor cititoare. Nu știu dacă femeile sunt mai bune cititoare decât bărbații, dacă au mai mult simț critic, dar cu siguranță au un flair emotiv și au o acuitate de a simți o anumită căldură pe care de obicei bărbații cărora le predomină emisfera cerebrală stângă, nu o au. Sorin Ladic este pentru mine o enigmă. S-a născut ca Afrodita, dar nu din spuma mării, ci din spuma presei. Asemenea, nu-l ascultați pe Alex Ștefănescu. Sorin Ladic nu e bun să dea sfaturi de viață și este un formidabil scriitor. Unul în cei mai buni mânuitori ai limbii. Are dreptate, de data asta are dreptate, când spune cândva limba română se va învăța pe scrisul lui. Mulțumesc!